Uite, campionatul nu e campionatul, aceasta pare a fi decizia Federației Române de Fotbal atunci când vine vorba de startul de sezon în Liga a doua. Viorel Dumitrescu, antrenorul Argeșului, nici nu știe ce să mai creadă, mai ales că programul a fost dat oricum peste cap. Era de așteptat, mă așteptam așa ceva. Tot programul meu s-a dus pe apa sâmbetei. Nici nu știu ce să mai zic. Așteptăm să jucăm marți seara cu Mioveni în cupă, iar după aceea sperăm să vineri sâmbătă să mai găsim un amical să rămânem în priză. Al Violeții au totuși un meci de miză marți seara, urmând să joace în Cupa României cu CS Mioveni. Viorel Dumitrescu își dorește foarte mult o victorie împotriva galben-verzilor. Este ok, vreau să câștig meciul ăsta, normal. Nu că sunt ambiții sau nu, este provocarea mea personală. Rămâne de văzut ce se va întâmpla până la urmă, pentru că echipele sunt deja nemulțumite de modul în care Federația Română de Fotbal gestionează situația.